Astăzi vom discuta despre câteva companii care doresc distribuirea unor dividende, iar pentru început vom începe cu TUFE. Consiliul de administrație al societății turism Felix S.A. a convocat adunarea generală a acționarilor pentru data de 24 a 2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se află și propunerea de repartizare a 50% din profitul net obținut în 2022. Astfel, dividendul brut per acțiune propus este de 0,0087 de Ron, ceea ce rezultă în baza prețului de închidere din 10-a a 2022 un randament al dividendului de 2,8%. Înainte de a trece mai departe, vreau să vă reamintesc că aceasta este o propunere, iar în cazul în care pe 24-a 20 a 2023 aceasta se aprobă, sunt șanse ca prețul acțiunii să crească sau, dacă nu se aprobă, sunt șanse să scadă. Dar, de cele mai multe ori, dividendele vor fi aprobate. Următoarea companie este Daimler Truck, care va oferi dividende. Acesta dorește să plătească pentru prima oară în istoria companiei un dividend. Valoarea brută a acestuia este de 1,30 euro per acțiune. Randamentul dividendului raportat la ultimul preț de închidere este de 4,9%, mai mare în comparație cu dividendul pe care doresc cei de la Tufe să-l distribuie. Decizia vine în contextul în care anul trecut producătorul de vehicule electrice de mare tonaj a avut performanțe financiare în linie cu prognozele inițiale. Veniturile au crescut cu 28% versus 2022, în timp ce EBIT a ajustat a fost de 3,9 miliarde de euro cu 55% mai mult în comparație cu anul 2021. Pentru anul 2023, Daimler anticipează că veniturile vor crește până în intervalul de 55-57 de miliarde de euro, iar a treia companie este Porsche AG, care propune un dividend după rezultate record. În 2022, Porsche AG a înregistrat un profit operațional record de 6,8 miliarde de euro, marcând o creștere de peste 27% față de anul precedent, pe seama unor venituri totale record de 37,6 miliarde de euro, marcând o creștere de peste 13% față de anul precedent. Livrările reușite au fost record, crescând cu 2,6% față de anul precedent, de la 309.884 de autovehicule. Pentru 2023, Porsche a anunțat azi că vrea să obțină o marjă operațională cuprinsă între 17% și 19%, comparativ cu 18% anul trecut, pe seama unor venituri totale care s-ar putea ridica la 42 de miliarde de euro. Pe termen mai lung, producătorul german își propune o marjă operațională chiar mai mare de 20% tot azi Porsche AG a indicat că va propune un dividend în quantum total de 911 milioane de euro, echivalent cu 1 euro pe acțiune pentru acțiunile comune și 1,01 euro pe acțiunile pentru acțiunile preferențiale. Porsche s-a listat pe bursa din Frankfurt la finalul lunii septembrie a anului trecut la 82,50 de euro pe acțiune, marcând cea mai mare listare locală din ultimii peste 25 de ani. În luna decembrie a anului trecut, Porsche a fost inclus în structura indicelui DAX, care grupează cele mai importante 40 de companii listate pe Bursa germană. În această după-amiază acțiunile Porsche erau cotate la 110,3 euro pe acțiune. Volkswagen continuă să dețină circa 75% din Porsche AG. Vom lua pe rând fiecare companie pentru a ne uita puțin la graficul ei. Prima este TUFE, care este la un preț de 0,30 de Ron. Nu este un volum foarte mare pe această companie. Acesta este graficul ei. Daimler în acest moment se află la un preț de 30 de Euro pe acțiune, iar graficul arată așa. Despre Porsche putem spune că se află la un preț de 110 Euro pe acțiune. Iar graficul este ceva de genul. Iar pentru finalul acestui videoclip voi vorbi puțin despre Prismian, producătorul de cabluri electrice și de fibră optică din Slatina, a primit 7,5 milioane de euro ajutor de stat pentru dezvoltarea unui centru de excelență IT și va crea 120 de locuri de muncă. Prismian este prezentă în 50 de țări cu 108 fabrici unitatea din România fiind una dintre cele mai mari. Sper că v-a plăcut acest videoclip, lăsați-mi părerea voastră în comentarii, nu uitați să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați și mie un like și până data viitoare nu îmi rămâne decât să vă salut pe toți și să vă urez un zi bună, la revedere!